Bună seara tuturor! Felicit Camera de Comerț și Industria României pentru organizarea topului național al firmelor, eveniment care oferă recunoașterea bine meritată întreprinzătorilor cu performanțe deosebite. Epidemia de COVID-19 reprezintă o provocare pentru întreprinzători, autorități și pentru societate în general. Este de datoria noastră a tuturor să depunem eforturi, să recuperăm economic și să trecem într-o nouă etapă de dezvoltare mai puternică și mai sustenabilă, axată pe investiții, digitalizare, inovare, dar și protecția mediului. Este îmbucurător faptul că scăderea economică accentuată din trimestrul 2 al acestui an a fost stopată, sectorul industrial și comerțul intrând într-o etapă de redresare. De la începutul acestei crize, guvernul a găsit soluții pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum măsura șomajului tehnic, amânarea plății unor credite și obligații fiscale, precum și garantarea unor împrumuturi pentru investiții și capital de lucru, în principal pentru sectorul IMM-urilor. Însă, criza nu a trecut și situația actuală cere și mai multă atenție și mai multă prudență. Protejarea resursei umane este vitală. Știu că ați depus eforturi consistente pentru a vă menține angajații sănătoși și afacerile funcționale, punând pe primul loc securitatea și sănătatea oamenilor. Doamnelor și domnilor, economia își revine treptat și avem perspectiva unei creșteri consolidate în anii următori. Performanțele mediului de afaceri sunt esențiale pentru dezvoltarea noastră economică. Avem nevoie de companii puternice în România, care să susțină investiții inteligente și să creeze locuri de muncă bine plătite. Datele ne arată o creștere consistentă a capitalului privat românesc, precum și a numărului de companii cu cifre de afaceri de 10 de milioane de euro anual. În acest sens, pentru succesul revenirii economice, vocea oamenilor de afaceri este deosebit de importantă. Elaborarea politicilor economice trebuie să se bazeze pe consultarea tuturor părților implicate și să ofere încredere prin măsuri cât mai bine fundamentate, transparente și predictibile. România nu își poate permite pași greșiți în cursa relansării și competitivității economice. Doamnelor și domnilor, companiile premiate în această seară reprezintă exemple de urmat în ceea ce privește performanța. Este important să facem toate eforturile pentru realizarea de noi investiții în economia noastră, atât românești cât și străine, în special în sectoarele în care dispunem de avantaje competitive remarcabile. Totodată, este esențială o strategie de promovare a exporturilor, adaptată contextului și axată pe exporturile cu valoare adăugată ridicată. Alături de eforturile sectorului privat, apreciez în mod deosebit preocuparea pentru investiții din partea guvernului liberal. Avem nevoie ca țară să fructificăm toate oportunitățile oferite de fondurile europene. În această perioadă am lucrat împreună cu guvernul pentru a avea un plan de redresare și reziliență cât mai bine fundamentat, prin care să accesăm cei 30,4 miliarde de euro obținuți de România prin această facilitate. În acest context, doresc să vă încurajez și pe dumneavoastră, ca reprezentanți ai mediului de afaceri, să priviți în perspectivă
și să încercați să vă ghidați afacerile și în funcție de oportunitățile create de accesarea fondurilor europene. Stimați invitați, vom reuși să trecem cu bine prin această perioadă doar printr-o mobilizare exemplară a tuturor, autorități publice centrale și locale, mediul de afaceri, cetățeni. Cu toții trebuie să fim conștienți de responsabilitățile pe care le avem și să respectăm normele de protecție sanitară pentru sănătatea noastră și a celor din jur. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!